Așa, spune. Da. Jack Sparrow. Sunt pe placul meu. Părezul nostru cu ton și legume este gata. Bună și bine ați revenit. Nu știam dacă să încep astăzi un vlog. Am stat, cred că, jumătate de oră. Ba să încep, să nu încep un vlog, dar am zis că fie ce-o fi. Ieri n-am filmat nimic și am zis, barem astăzi, să mai filmez un pic, să mai filmez pe copii. Mami! Da. Acum pare ce pe Tiara. Acolo vreau negru. Negru? Este 8:30, cred că suntem în 15, e marți astăzi. Vreau așa să țin evidența vlogurilor. Da. Acum e ceasă. Tiara face activități și eu îi spun ce să pictez acolo. Vreau, te rog, să pictez cu maro. Aici? Ce vreau să vă spun este că azi noapte Noa nu a dormit mai deloc, adică am prins și eu 2 ore de somn. Asta pentru că tușește și are tuse ceva mai urâtă decât are Tiara acum. Mof. Și din cauza asta s-a trezit foarte des, a trebuit să-l țin în brațe, foarte mult sân. Când era la sân, îi venea să tușească. E foarte greu acum. În plus, a început să-i se vadă colțul de aici de sus, de la gingie. Semn că în săptămâna asta ar trebui să iasă dințișorul. Și vă dați seama că și acolo, și de acolo provine agitația lui. Abia aștept să treacă peste perioada cu dinți și peste perioada asta cu răceală. Abia aștept, deci mi se pare cea mai... S-a trezit deja. Dacă vă zic că a dormit doar jumătate de oră, 35 de minute, cam așa. M-am gândit și răzgândit jumătate de oră dacă să filmez sau nu, când m-am apucat de filmat, hop, s-a trezit. Vai, abia aștept să treacă perioada asta, deci abia aștept să treacă perioada asta cu dinți, cu răceală. Și ca să justific un pic titlul, da, cu roșu. Ca să justific puțin titlul, nu o voi mai duce pe Tiara la grădiniță, pentru că aduce toți brontozaurii acasă și vreau să mă bucur de sărbători. Și că dacă aduc brontozaurii, da. Și dacă aduc că... Dar ce este dacă nu brontozaurii se rucă pe mine și fac bubii? Răcești, da. Și răcește și Noa și răcește și Tiara și trebuie să bag antibiotic și etc. etc. De aceea am hotărât, am luat hotărârea să nu mai duc anul acesta pe Tiara la grădiniță, cu excepția, cu excepția perioadei când este Sfântul Nicolae și Crăciun, cu verde. Vreau să simtă în colectivitate atunci când vine Moș Nicolae. Da. Vor primi cadouri copilașii și va veni Moș Crăciun. Da. Da. Și eu primesc cadouri. Da. Dacă ești fetiță cu mine. Toată lumea, da. Toți copiii de la grădină. Și mama o să primească cadou, da. Și tati? Și tati, da. O, bine. Un singur cadou, da? Un singur cadou tu, un singur cadou Noa, un singur cadou mami și un singur cadou tati. Ok? Da. Bine. Asta voiam să vă spun. Mai multe cadouri. Ai să primești și un cadou la grădini. M-a întrerupt de 10 de ori până acum, dar mie îmi place, mie tare dragă. O să vă arăt imediat la ce lucrăm și de asta mă tot întreabă. Sunt mai multe pătrățele și eu trebuie să le colorez în diverse culori, să le pictez în diverse culori și eu trebuie să-i spun ce culoare ca ea să aleagă culoarea. Da, ce voiam să vă zic? Asta e, o să mami, duc, da. Mami, acum ce culoare? Galben, 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 galben. Galben? Da, tot galben, tot.
Asta voiam să vă spun. Voiam să vă spun, da, și legat de faptul că o voi duce în perioada aia cu Moș Nicolae, Moș Crăciun, pentru că vreau să simtă în colectivitate cum e să... Da, cum e să primească cadouri, să vină Moș Crăciun, să... Nu știu, când mă gândesc la asta, mă gândesc cu drag la bucuria ei. Da, și nu vreau să o privesc de asta. Deci nu vreau să o împiedic să simtă bucuria aia. Asta voiam să vă spun, nu e clickbait. N-am să mai duc la grădința anul acesta, cu excepția, v-am spus, perioadei acelea. Am să întreb și pe doamna educatoare când se va organiza ceva, poate va fi vreo servare, vreo piesă de teatru, ceva. Și vreau să o implic în treaba asta, pentru că... Mi se pare important pentru ea. Da, acolo, portocaliu acolo. Asta voiam să vă spun. Voiam să vă mai spun că ne vom echipa toți și vom merge împreună la oftalmolog. Eu la oftalmolog, copiii la pediatru. Din nou, tragem o fugă până la Bacău. Eu la oftalmolog pentru că... Și eu dau o fugă până la Bacău. Da, pentru că în continuare văd în ceasul cu ochiul ăsta. Cu ochiul acesta văd mai bine, dar cu ochiul ăsta văd în ceață. Mami! Da? Ce culoarea verde deschis. Vom merge la pediatru copiii și eu la oftalmolog, pentru că nu văd bine cu ochiul ăsta și vreau să văd ce s-a întâmplat. Aveam un plan... Nu mai doare acum? Nu mai doare acum. Deci dacă nu mă întrerup de 100 de ori, o să vedeți pauză, pauză, pauză. Mami, pauză. Mama, e pauză. Stai o secundă. Vreau să te iubesc. Știu că vrei să mă iubești. Vreau să mă iubesc. Ha, iubești. Acum ai seara noțopulul ăla? Da. Mașca, sunt ieri. Acum las să vorbesc puțin cu vlogul? Da. Mulțumesc. Lasă-mă un pic să vorbesc cu vlogul și după aceea... Îți mai spun ce culoare, da? Acolo am un plan. Deci aveam un plan anul ăsta să mă duc la oftalmolog să văd de ochelari. Pentru că cred că îmi trebuie ochelari. Și uitați... Îmi trebuie ochelari pentru că ochiul ăla... Un ochelari, da? Da, da. Un ochelari. Da. O pereche de ochelari. O pereche, una pentru ochi. Da, da. Noi una. Da, da. Jack Sparrow. Da, asta vreau să vă zic că aveam un plan să mă duc, așa cum am vrut să slăbesc 2 kg și am slăbit de voie, de nevoie, pentru că am avut atunci virusul acela, un fel de rotavirus. Tot la începutul anului mi-am propus să mă duc la oftalmolog și uitați, pățania cu rigla și va trebui să mă duc, că vreau, că nu vreau, mă duc la oftalmolog. Da. Vreau să vă duc cu... Da, cu te-a lovit ăla. Ia, povestește. Da. Da, ia, povestește. Mami. În primul rând, vlog. Bună vlog, trebuie să-i saluți. Bună vlog. Așa, spune. Bună vlog, bine ai revenit la un moment. Mami, cădem. Asta pe pat. S-a ridicat. Nu s-a ridicat. În pisoare singur. Ea a început să ia liga, a luat liga și a băgat un ochi aici. În celălalt? În ăsta. Da. Și le-a lovit-o pe mami. Și mami ce a făcut? Atunci. Așa. Și le-a certat. Nu l-am certat pe noi nicio secundă. Nu i-am spus nimic pentru că e bebeluș și nu-și dă seama. Nu a făcut-o conștient. Așa cum tu când vergi laptele, nu o faci conștient. O faci pentru că nu ești atentă. El a făcut-o fără să-și dea seama. Nu a vrut să mă lovească în ochi. Și de asta nu l-am certat. Îi atrăgeam atenția dacă mă lovea cu intenție. Dacă mă lovea cu rigla în ochi, cu intenție. Dar pentru că nu m-a lovit cu intenție, nu m-am certat. Mergem la pediatru, mergem la oftalmolog. Acum? O să mergem, o să mergem. Nu acum, acum. Așteptăm să... După să vine tati. Da, da, așteptăm să vină tati. Așteaptă să termin de vorbit cu vlog. Nu o voi mai duce pe Dada la grădiniță și n-am dormit azi noapte din cauza că Noa tușea și îi sparge gingia dintele. Asta voiam să vă zic.
Doamne, ce greu mi s-a părut să vorbesc, cât te întrerupe. Dar nu știu cum să vă zic, că îmi place perioada asta și aș mai face chestia asta de 10 ori, sincer. Nu știu, mi se pare că m-am născut să fiu mămică. Mi se potrivește rolul ăsta ca o mănușă. Nu știu, poate văd eu lucrurile diferit, dar mie mi se pare că rolul... Mami, l-ai ridicat? Da! Lasă-l jos acum, te rog, ca să nu cadă. Mi se pare că rolul de mămică acum este cel mai potrivit pentru mine. Chiar ușor, te rog, ușor. Hai, du-te și colorează cu... pictează cu maro. Acestea fiind spuse... Ne auzim puțin mai târziu, eventual, nu știu exact dacă am chef să fac ceva. Bucătăria e varză, ieri n-am făcut nimic, la modul că am spălat vase puțin dimineața și după aia așa le-am lăsat. Ar trebui să strâng și pe aici, de pe aici, de prin living, ar trebui să mă duc să fac ordine în bucătărie, dar având în vedere că am dormit doar 2 ore azi noapte, nu mă simt în stare să fac nimic. Tiara nu mănâncă, Noa nu mănâncă, mănâncă doar lapte Noa, dacă îi dau mâncare întoarce capul. Nu știu, o să mă duc să mai iau câteva piureuri să văd dacă îi plac. Așa, Tiara, am întrebat-o dacă vrea ceva, a zis că nu vrea, da. Haideți că ne auzim puțin mai târziu. Ne auzim puțin mai târziu. Îi spui vlogului ce faci acolo? Adică... Multe aici. Da. Nu, numără frumos. Încet. Numărul frumos. Hai să vedem câte sunt, câte pătrățele mai sunt acolo. Da. 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 5. Bravo. Ce culoare faci acum? Cu verde deschis, cu verdele ăsta. Aici. Ok, cam asta facem noi aici, de asta m-am întrerupt de 10 ori. Pentru fiecare culoare m-am întrerupt, să știți, dar nu-i nimică, mie îmi place și îmi place că e foarte ordonată și lucrul ăsta l-a învățat la grădiniță. Din cauza lui se aude, așa că tării aia. No, bune. Zi bune vlog! Bune vlog! Da. Bine vlog! Simt răcide, nu mai pot! Copze sunt! Yes, I am on my way. Haideți că am convins-o să mănânce aici în timp ce pictează. Voiam să vă fac o recomandare. I-am făcut... Stai o secundă, da? I-am făcut lapte cu paste din astea ABC. Sunt luate din Lidl, vă arăt imediat. Dar vreau să vă zic că au succes. Chiar au succes. Să vedem imediat cam cât mănâncă Tiara. Îți plac? Bine. Pastele sunt acestea. ABC cu ou. Le găsiți la Lidl. Și să știți că, uitați, punga aproape e gata. Dacă ne uităm puțin la ingrediente, avem făină de grâu, 20% ou și apă. Deci e ok rețeta. Puneți-vă punga asta de paste pe listă când mergeți la Lidl.
pentru că nu o să vă pară rău. Conțin litere și cifre. Haideți puțin să vă zic ce am făcut până acum. N-am filmat pentru că nu prea am baterie la cameră, la această cameră. Am făcut un pic de ordine în dormitor. În sensul că am lăsat un pic patul să respire, cam 2 ore de când m-am trezit. Ce înseamnă să las patul să respire? Adică să iau lenjeria, pernele și să las chiar șaful cu patul să respire. Noi ne dezbrăcăm de haine, așa și patul are nevoie să se dezbrace de pături și plapum și toate alea. Aici pe pătuț n-am făcut ordine. Asta e armata mea de lucruri seara când editez. Uneori, când Noa este foarte agitat, cum a fost azi noapte, îl țin pe picioare și eu stau și editez. Pentru că am varianta de a-l ține în brațe sau varianta de a-l ține pe picioare și mi-e mult mai ușor să-l țin pe picioare. V-am spus, când este agitat, când are dințișori, nu se întâmplă astea. Astea sunt cazuri excepționale. Așa, și bineînțeles că am dat cu aspiratorul în cameră. Am început să-l ador, sincer. O să vă povestesc peste o lună așa despre el, dar nu-l returnez cu siguranță. Uitați un pic de ieri până astăzi și asta nu e nimic, că mai e aici. Deci este incredibil aspiratorul ăsta. Este incredibil, este silențios și trage tot. Da, o să vă povestesc, dar îl mai testăm și revin. Aici este arma mea de la doTERRA, difuzorul. Aici cu uleiuri, bineînțeles, seara. Aseară i-am luat pe ambii copii, am pus 100 de picături din astea de mentă și de aer și am lăsat să meargă toată noaptea. Când mă mai trezeam, când mă mai ridicam, mai puneam câteva picături, astfel încât să poată să respire mai bine, atât Noa cât și Tiara. La un moment dat am luat-o și pe Tiara, când a plecat Răzvan la muncă, am luat-o pe Tiara în cameră și a respirat și aici aer cu mentă și cu aer. Ajută mult la respirație, din ce am sesizat. Îi mai unghi eu pe tălc, mă nebunie. Dar asta voiam să vă zic, că am făcut un pic de ordine, am lăsat patul să respire și am dat cu aspiratorul. Așa! Mai de unde lua punga aia, măi? Lipsesc o secundă și deja îți faci de cap. Da, cum se nă, da, cum se nă. Și aici în living am făcut ordine. Încerc să mențin. Aspiratorul ăsta mă ajută să mențin curățenia. Bineînțeles că am dat și aici cu aspiratorul și e foarte practic pentru că pot să aspir și să las pe Noa pe jos. Adică nu mai trebuie să scot ursul ăla, cum a zis cineva. Să scot ursul ăla mare. Tiara e acolo, se joacă. Bineînțeles că a abandonat lupta pictatului. Trebuie să strâng acolo după ea. Nu vrei? Și din păcate nu am mâncat așa de mult, dar v-am zis, se simte rău și din cauza asta. Dar am făcut curățenie, trebuie canapeaua să spăl, știu. Poate să chem pe cineva, habar n-am, poate mă ocup eu, dar nici nu știu. Și acolo comoda. Ok, prieteni, este 4 și vreau să mă apuc să fac ordine. Cam așa arată bucătăria, mai strâns eu un pic, erau mai multe întinse aici. Dar vreau să fac ordine, să spăl vasele, să fac aici curățenie. Dau un pic pe jos, deși e curat pe jos, știți? Dar vreau să dau un pic cu aspiratorul și cu mopul în condițiile în care copiii mei vor fi pe lângă mine. Și să vedem dacă reușesc să spăl vasele, să pun totul la loc, să organizez cu cei doi. Haideți să trecem la treabă! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. Pe lângă pictat mai facem o activitate astăzi. Am aici o sfoară, iață de iută. Am pus în capătul acesta niște ceară, am topit niște ceară și am sigilat un pic vârful ca să-i fie ușor, să nu se destrame. Vârful, aici am un nodat
și am aici paste. Aici sunt paste expirate, de asta vedeți cutia. Și o las pe ea să facă un lănțișor de paste. Tu cu mânuța te folosești. Ia să vedem. Reușești? Asta pentru motricitate. Învățăm să fim răbdători. Trebuie mai mult, vezi? Trebuie să învățăm să fim răbdători, să avem răbdare și să facem asta cu grijă, da? Cât timp mami spală vasele, tu faci aici și mai vin la tine să văd cât ai pus, bine? Bine! Succes! Spor! Bravo! Așa pui, bravo! Sunt jucăriile tale care trebuie puse la loc, dar e ordine în casă. Da, da. Afară eu, o să vină luat. Și ca să nu mă vine. Ce? Ca să nu lăsa vină. Cine nu vine? Ca să nu lăsa vină. O să acus. Vină. Acus, da. Acus, o să vină la telefonul lui mami. Ăla cel negru e stricat. Că eu mi-am făcut ceva și a primit telefonul ăsta. De la cine a primit telefonul ăla? Tati. Tati a luat un telefon. Păi este un mof. Mof. Da. Așa. Mof, mof. Mof. Tu ești prea deșteaptă, tu! Da, sunt deșteaptă. Da, noua. Dacă doamnă din nou. Da, pe Belinda. Da, deci eu... Uite și adu pe Belinda. Voiam să vă spun că Noa a dormit 10 minute, s-a trezit urlând. Eu spălam vasele. Voiam să spăl și un ibric ca să pot să pun niște orez la fiert. Vreau să fac niște orez cu ton și legume. Nu, vă să nicăieri. Vezi în dormitor unde a dormit Noa. Deci cât am spălat ibricul ăla, a urlat. Era vânăt la guriță. Uof! Uof, 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 că nici tu nu cedezi. Nici tu nu cedezi, tu. Asta voiam să vă spun. Voiam să vă mai spun că am fost la oftalmolog, n-am mai ajuns la pediatru pentru că nu ne-a primit. Am sunat, mă rog, am sunat. Nu avea loc liber astăzi. Mâine la 3:30 mergem la pediatru. La 3:30. Mâine mergem la locul de cărți. O să le punem pe cărțile astea la locul lor. Da, n-am nimic la ochi, e ok, e tot în regulă. Și voi continua când vor fi mai ok copilașii în bucătărie. Va trebui să fac de mâncare și... Măi, ce ai, măi, nu-ți place când vorbesc, măi? Și vă arăt și vouă ce pregătesc pentru copii în seara asta. Gata, gata, lasă să-l pui. Da, da. Puțin și mult nu pot să-i facă nimic. Cine? Nu, nu, mami. Nu pot să-i facă nimic lui Noua. De ce? Că ulă. Nu știu ce are. Nu știi ce are? Nu. Zic eu ce are. Vrei să zic ce are? Da. Îl doare foarte tare dintele pentru că iese un dințișor. Iese un dințișor și îl doare foarte tare. Și de asta mă mușcă și tușește și îl doare și gâtul. Da. Și eu și răcit. E ieșit și îl doare gâtul și îl cad
Mușca pe mami, foarte tare. Da, mami, așa este. Hai să vedem. Noi ne-am regătit. Nu ne dea Haideți că vă dau instrucțiuni, dacă vreți să faceți și voi. Într-o tigaie, puneți această conservă de ton împreună cu ardeiul capia. Am tăiat mărunt un ardei capia și cu porumbul și lăsați acolo 2 minute să se prăjească, să se încălzească mai mult. Apoi, vă zic ce facem. Ok, tonul este în ulei de floarea soarelui. Trag totul la tigaie pentru 2 minute. Am să pun o lingură generoasă de orez fiert acolo și la final voi pune un ou. Condimentați... Ouă. Condimentați cu sare dacă doriți. Dacă nu doriți, lăsați așa. E o rețetă foarte, foarte simplă. Mi-am adus aici orezul, pun acolo și amestec. Foarte simplă este rețeta asta. Cam așa arată. Acum pun oul, amestec și gata. Orezul nostru cu ton și legume este gata. Da, nu este foarte moțocos. Am gătit cu el în brațe, sinceră. Să fiu, ați văzut deja cât de moțocos e. N-am pus sare deloc, am să pun pentru mine și pentru Tiara puțin. Părțea lui Noa, ne punem să mâncăm, să dea Dumnezeu să mănânce și Noa, pentru că astăzi, în afară de un colț de banană, n-am mâncat nimic. Asta și... Da, aia e un Noa. Și asta e un Noa? Da. Haideți, că noi ne punem să mâncăm, da, soțul nu e acasă, ajungem pe la un 7, cred, cu un 8, habar n-am. Am venit aici în living pentru că Noa nu mai suportă bucătăria, nu știu ce are. Văd că în living e mai liniștit. Mi-am pus sos de soia în porția mea și am să servesc cu nori. Vă rog. Nori. Mulțumesc. Ok? Okay? Da. Aveam o sacoșă în balcon, plină cu recipientele astea goale. Și o tot învârteam și am zis că haideți să fac acest empties, produse terminate, să vă zic părerea mea despre ele. Să trecem repede la treabă, să nu stăm mult la povești. Șervețele de tol, extraordinar de bune, vi le recomand. Aceste șervețele le folosesc în mod special pentru plită. Degresează foarte bine grăsimea și nu lasă urme. Asta am sesizat eu. Bineînțeles, le folosesc și pentru WC-ul și pentru jucării uneori. Sunt foarte bune. Le recomand din suflet. Ok, avem una, două, 3, 4, 5. Le-am tot adunat și le-am lăsat aici. Șervețele pentru bebeluși. Sunt de la Diem. Un pachet la 7 lei, cred. Noa nu se irită de la ele. Vi le recomand și pe acestea cu căldură. Numai din acestea cumpărăm și să știți că sunt foarte bune. Nu sunt foarte îmbibate cu soluție. Nu sunt... nu miros foarte puternic. Conțin... Ei, conțin, ca orice șervețele, conțin bazaconii, dar sunt ceva mai ok ca și ingrediente. Și tot așa, șervețele dezinfectante sunt acestea de la AS, am reușit să le folosesc și pe ele. Sunt șervețele bune, dar mult mai bine mă împac cu acestea de la Dettol. Dar sunt bune și acestea. Nivea Men este o cremă pe care am folosit-o eu pentru corp.
Soțul n-a mai folosit-o și am folosit-o eu pentru corp. După ce făceam duș, când era pielea moale, mă dădeam cu cremă și imediat absorbe crema aceasta, pielea absorbe crema. Și este și foarte grasă. Balsamul de la Casting Creme Gloss este acela din cutia de vopsea. Eu am adunat foarte multe astfel de recipiente și este un balsam foarte, foarte bun. Un deodorant bun este acesta de la Borotalco. N-are aluminiu în compoziție și în principal de asta l-am cumpărat, că nu conține aluminiu. Spray-ul ăsta n-are treabă cu produsele de igienă și produsele de curățenie, dar este bun și n-am putut să nu vi-l recomand, să vă zic părerea mea despre el. Este de la Solmar, găsiți în săptămâna spaniolă și este spray cu ulei de măsline. Este foarte, foarte bun și foarte practic. Vi-l recomand cu căldură. Igienol dezinfectant, îl folosim tot timpul. Cu el spălăm pe jos, pe parchet, pe gresie, nu lasă urme, nu rămâne albicios în urmă, este foarte, foarte bun. Apă termală, pe ultima 100 de metri, mai aveam, cred că, un sfert din acest flacon. L-a terminat Iara, tot ea era pasionată să-și dea pe față. Este o apă termală, pur și simplu, este o apă termală, revigorantă, ce să zic. Ok, avem apă micelară de la Garnier, îmbogățită cu apă de trandafir. Foarte, foarte, foarte bună. Vă recomand. Deci chiar e foarte bună. Cine a zis că apa de la Garnier este o apă micelară foarte bună, nu am mințit. Și aceasta cu trandafir este super și miroase foarte bine. Chantecler, zgrasatore universale. Zgrasator? Degresant, scuze. Degresant universal. Îl folosesc pentru petele hăinuțelor copiilor. Am să încerc și acela de la Nufăr. Am înțeles că este foarte bun. Am să încerc. Promit că cu prima ocazie când ajung în Kaufland sau Carrefour, am să-mi cumpăr de la Nufăr scos pete. Dar și acesta este un zgrasator, un degresant foarte bun. Deodorant pentru bărbați. Nivea Men. Black and White. O să spun că nu lasă pete albe pe tricourile negre, pentru că eu spăl hainele. Săpun de la Dermomed cu 0% parabeni, coloranți și siliconi. Este săpun de mâini, foarte bun. Pe acesta îl folosim de cele mai multe ori. Noi cumpăram acest săpun de mâini de la un magazin italian, dar am văzut că există și în Kaufland. Nivea Men Pure Impact gel de duș pentru bărbați. Vi-l recomand eu ca femeie că miroase bine. Igienizantul acesta pentru podele de la AS. Este bun, dar nu se compară cu igienolul. După părerea mea, igienolul e top. Este top. Miroase bine și acesta, dar nu m-am împăcat așa bine cu el. Acum asta. Așa. Cocolino, balsam de rufe cu miros de orhidee mov și afine. Miroase foarte bine și lasă hainele mai moi, având în vedere că apa noastră este o apă cu foarte mult calcar. Este șampon pentru copii, îl folosesc tot timpul la Shebo. Eu nu investesc în șampon pentru câini, pentru că nu mi se pare, am cumpărat când era Shebo mai mic, dar nu mi se pare că îi lăsa blănița nu știu cum. Acesta, de la Bioderma, deși acesta este Atoderm, noi folosim ABC-Derm. Acesta, dacă ați luat vreodată pentru copii, să știți că îi ustură ochișorii. Acela ABC Derm este special pentru copii. Am dat comandă din greșeală de acesta, varianta asta Atoderm, din greșeală, am pus-o în coș. Intenționeam să-mi cumpăr ABC Derm, gelul ăsta de duș, mi-am dat seama că ustură ochișorii și de atunci n-am mai folosit pentru copii. Să vă zic de lipicarul de la La Roche-Posay. Este o cremă foarte grasă, specială pentru piele cu tendințe atopice. Eu am cumpărat-o la recomandarea pediatrului pentru Tiara, pentru că ea avea ca un fel de pete de psoriazis și pielea ei și acum este foarte uscată din cauza unor greșeli pe care le-am făcut eu când era ea bebeluș. Nu mai vedeți? Ne mai vedeți? Din cauza mea, practic, i-am stricat un pic pielicica pentru că o spălam prea des.
Așa că am cumpărat lipicarul, care este o cremă foarte bună. Ceea ce nu-mi place la lipicar este faptul că rămâne foarte multă cremă în cutie. Pompița asta nu mai reușește să scoată tot din cauza asta. Asta e un dezavantaj la crema asta, dar e o cremă foarte bună și eu o folosesc să mă dau zilnic cu ea pe față. Și ultimul produs este această cremă. Este un unt de cacao cu vitamina E de la Palmer's. Este o cremă foarte bună. Nu știu să vă explic, textura este foarte faină. Deci are o textură faină. Cu foarte puțină cremă acoperă o suprafață foarte mare de piele și o lasă hidratată. Miroase foarte bine, îți vine să mănânci crema asta. Și este foarte bună pentru vergeturi, le estompează. Am folosit-o cât eram însărcinată cu tiara. Produsele astea de la Palmer's le găsiți în DM și vi le recomand cu căldură pentru că sunt foarte bune. Și cam acesta este haul-ul. Aici sunt produsele terminate. Majoritatea sunt pe placul meu. Unele m-au cam dezamăgit, cum ar fi acest igienizant de la Azi. Majoritatea au fost pe placul meu. Haideți că am închis acest... că e un pic haos. Cam atât am reușit să fac în seara asta. Este 8 și 10. Am spălat pe etape vasele. M-am ocupat de copii. Am mâncat. Am mai stat. Mai am o tură de vase, o tură jumate chiar. O să mă ocup mâine de restul. Mâine vreau să fac o curățenie generală în bucătărie, să scot tot, să pregătesc terenul pentru decorațiunile de Crăciun. Cam asta e. Pe masă acolo trebuie să strâng, dar la fel. Mâine, pe jos am să dau cu aspiratorul, dar la fel. Mâine. Și da, asta voiam să vă spun. Eu am cam încheiat astăzi. Nu am făcut tot ce mi-am propus, dar nu mă interesează neapărat. Mâine vreau să fac o curățenie generală în bucătărie, să sperăm că o să reușesc. Mâine te anunț că aș vrea să mut comoda în camera fetei, ca să-mi fac aici spațiu pentru brăduț. Ok, mâine vreau să vă arăt ceva ce mi-am dat comandă și mi-a ajuns. Cred că am o săptămână aproximativ de când mi-a ajuns acea comandă. Ce muțucos ești, măi, ce este să muțucos? Și o să vă arăt mâine. Revenind după o oră, ne-am adormit pe Noa. Sunt aici cu... cu cine? Da. Cu Elena. Dana. Cu Elena? Nu, cu Dada. Nu, cu Elena. Nu te cheamă Elena? Nu, mă cheamă Dada. Nu, te cheamă Brândușa. O, mă cheamă Ceara. Te cheamă Aiana. Ariana? Ariana? Nu Ariana. Da, cum te cheamă? Nu, te cheamă Dada. Mă cheamă Tiara. Tiara te cheamă? Da. Ok. Închidem vlogul? Da. Hai să închidem vlogul. Cum spui vlogului? Vă mulțumim tare mult că ați fost și astăzi alături de noi. Bine, dar ia spune tu, la ce te uiți acum? La televizor, mă uit la televizor. La ce emisiune? Da, mult, mult, mult. Bine, hai că trebuie să se bage și vlogul la somn. Da. Spune. Deci. Noi facem o poză cu noi doi. Da. Da, da, cu mami. Da. Eu mă uit la televizor și tati te uită la televizor. La ce emisiune? La emisiune la Oameni cu Site. Șef. Șef la cuțite. Da. Da. Și ei fac mâncare. Da. La unde le fac o mâncare? Într-un platou. Într-un platou de televiziune. Da. Ok. Haideți să ne auzim mâine cu... la un nou vlog, da? Da. V-am pupat? Da. Acum facem cu noi doi o poză. Bine, cu noi doi? Da. Pa!